Înmulțimea M2DR se consideră matricea A egal cu 1, 1, 2, 2. Se notează A la N, A mare, amic. Să se demonstreze că A pătrat egal cu 3A. Îl fac pe A pătrat. 1, 1, 2, 2, ori 1, 1, 2, 2, da? Facem. 1 și cu 2, 3, 1 și cu 2, 3, 2 și cu 4, 6, 2 și cu 4, 6, da? Dau un factor un 3 și vine 1, 1, 2, 2, dar cine este asta? Iar A. Deci egal cu 3 ori A și am terminat primul punct. Să se calculeze detenantul lui A la A10. Nu faceți prostia să vă apucați să-l faceți pe A la A10. Se poate face, dar munciți de nebuniți. Să-l faceți pe A pătrat, A la A4, A la A8, A la A8 ori A pătrat. Păi știți că avem proprietatea că detenantul produsului a două matrice este produsul determinanților. Se arată asta. În particular, dacă B egal cu A, determinantul lui A pătrat este determinantul lui A totul A pătrat și prin inducție tot așa. Este rezultat cunoscut, determinantul lui A la N este det de A totul la N. Deci determinantul lui A la 10 e determinantul lui A totul la 10. Păi și care e șmecheria? Păi șmecheria e asta că determinantul lui A îl știu. E ușor de făcut, numai calculezi un număr la o putere, nu calculezi o matrice, tona aia de operații. Cât e determinantul la 2 minus 2 egal cu 0 la 10 egal cu 0. Observați ce rapidez. Să se calculeze inversa matricei B mare egal cu A plus I. Tau este 1, 1, 2, 2 plus 1, 0, 0, 1. Adică e matricea 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Da? Bun. Hai să vedem dacă asta e inversabilă. Păi determinantul lui B, știți că o matrice este inversabilă dacă și numai dacă determinantul e diferit de 0. Cât de determinantul? 6, da? Minus diagonala secundară minus 2 egal cu 4 diferit de 0. Deci există B la minus 1. Că altfel, dacă determinantul era diferit de 0, azi B nu există, B la minus 1 nu există. Cum se face inversa unei matrice? Se face transpusa, deci prima linie devine prima coloană, a doua linie devine a doua coloană, se face reciproca, care înseamnă complemenții algebrici în transpus. Care, ce înseamnă complemenții? Niște semne care sunt așa plus pe diagonala principală, lângă un plus sau minus, lângă un minus plus. Și pe urmă se fac minori. Minori ce înseamnă? Că tai linia, tai coloana pe care se află elementul. Deci tăi linia, obții determinantul 3. Tai linia, tai coloana, determinantul 1. Tai linia, tai coloana, determinantul 2. Tai linia, tai coloana, minorul ăsta este 2. Și acum, B la minus 1 înseamnă cine? Este 1 pe determinantul lui B ori B reciproc. Adică astea se împar la determinantul lui B, la 3. Deci egal cu 3 pe 4, minus 1 pe 4, minus 2 pe 4, 2 pe 4. Ăsta este B la minus 1. Nu mai vă apucați neapărat să simplificați aici 1, păi de ce relevanță? E același lucru, da? Dacă vreți, minus 1 pe 2, 1 pe 2. E același lucru. Sper să nu fie cineva vreun corector vreodată atât de absurd să vă taie puncte că n-ați scris 1 pe 2 și a scris 2 pe 4. E același lucru. Da?